Hei, salută, sunt Emma și ea este Mia și noi astăzi mergem în două în parc. Dar tu, predatel, te duci în altă parte și nu mergi cu noi în parc. Și noi mergem în două astăzi în parc, să ne distrăm. Da, Mia, ne ducem să căutăm trenuțul? Da. Și ne distrăm în două. Azi avem party with the girls. Bine, doi! Doi nene acolo se plimbă, da? Noi aproape ajungem la parc, suntem mai cu Mie. Mie a făcut puțină isterică, vrea ștate să meargă cu noi. Ce de frumos e! Ce frumos e în parc! Da? Hei, hei! Frunzulițele, da? Da, de acolo! Cadă din copac frunzulițele, da? Noi! Noi! Au căzut toate aici, da? Vezi că au căzut toate! Toate, da? Da? Să ascundem frunze? Sunt doi? Noi! Ține minionul frunza, da? Bum! Atent! Op! Hai scoală! Haide! Ha! Bate vântul, da? Da, da! Haide! Haide! Da, haide-mi turcăm într-o mic. Da, cu ce? Opa! Atent! Acum e anotimpul meu preferat, anotimpul meu preferat din calendar, așa să-l numim. Noi astăzi suntem cu Mia în parcul ăsta prima dată singuri, de fiecare dată venim cu Iliușa. Da, acolo este o frunzuliță, lasă-o acolo. Și ne ducem să vedem dacă o să fie trenul ăsta, că niciodată încă n-am dat-o cu el și ea tare vrea să se plimbe cu trenul, așa că mergem, scotăm trenul. Frunzele ca, da? Păi toate frunzele când cad, se fac cafenii, se fac galbeni, roșii. Verzi e vara. Acum deja vezi că toată natura devine galbenă. Oranje, cafenii, roșcată. Alergăm? Da. Repede, 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 repede. Da unde fugi, Mia? Acolo. Vezi, e trenul? Urcăm în trenuț? Urcăm în trenuț cu Mini? Da? Mia, ești fericită? Noi am urcat cu trenuțul lui Mini și Mickey Mouse în sfârșit și costă 20 de lei o tură și suntem acuși cât de mult să ne plimbi pe parc cu Valea Trandafirilor. Mie e tare entuziasmată.
trenul, da? Mini? E o roată mare, da? Urcă! Ai obosit, Mia? Ai obosit? Oi! Oi! O creangă mare, da? Astăzi este un anotimp superb în Chișinău. Iar mâine, meteorologii ne spun că o să fie 26 de grade de căldură. Și sperăm că mâine o să trecem afară mult, 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 mult timp, pentru că vine în curând iarna. Ient, așa, bravo! E foarte bine în parcul ăsta. Noi savurăm cu Mia timpul în două. Și așa scalmă, eu iar așa am băut ceai de romaniță. Ceai de mușețel. Și sunt foarte liniștită. Și urci fără mama, așa? Te-ai supărat? Da. Dar de ce? Boti! Noi am plimbat cu mine și ne-am oprit la un pupas și mâncăm mirișoare și eu tot ne odihnim. Apropo, astăzi am îmbrăcat în sfârșit inel de cununie și de logodnă. Am ieșit singur în parc cu mine și zic să îmbrac, să știi lumea că sunt mie meritat. Ce frumoasă ești, Mie, cu mirișor. Da, ești frumoasă? Da. Da, mama e frumoasă? Da. Eu astăzi sunt salopietă. Ca un minion adevărat. Mie iarăși mănâncă. Și noi, încetișor, ne ducem acasă. Deja se face întuneric. Da, Mie, vine luna? Da. Da. Și ce facem când vine luna? Acolo luna. Luna e acolo? Da. Dar ce facem noi când vine luna? Nani. Nani. Bravo. Ai, Mie cântărește vreo 13-14 kg. Și eu cu mare greu duc. Dar poate și 15. Da, da. Mie? Da. Noi cu Mie am găsit așa un monument tare frumos, plin de dragoste, și Mie fuge. Iată. Eu m-am stărit în tot felul să înconjur un teren de joacă ca să ajungem mai repede acasă, dar nu s-a primit cu dânsa, că iată ea l-a văzut după cringe și mă târâi încă la un teren de joacă. Acum e vreo ora 5 la noi în Chișinău. Deja se înserează și că trebuie fugit acasă. Miu, ți-a ținut ce strâns? Ce bravo e Mia! Ce bravo e Mia! Păpădi, așa, te ții de cu mânuțe. Atent, atent! Bravo! Salut! Ce frumos face Mia! Unu, doi? Dar ce unu, doi? Ce unu, doi? Astăzi este prima plimbare mai departe de casă.
nu atât de departe, dar de obicei cu mult mai aproape ne plimbăm. Și ne descurcăm destul de bine, v-aș spune. Unii că deja sunt unii că dar mie nu vrea acasă. Asta este veșnică problema noastră, că ea nu vrea acasă. Ilușa nu are așa problemă cu ea când ies în doi. El îi spune, haidem la mami și ea repede merge acasă. Iar eu nu pot găsesc nimic ce să spun. Cu toate că ea vrea la tati, dar... Haidem la tati, nu lucrează la noi. Bravo! Facem așezări. Hai, fă! Așa, și picioarele ridicăm în sus. Așa, și așezări, așezări. Bravo, hai, hai! Hai, fă așezări, hai, fă așezări. Așa, 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 și de este facem. Așa, bravo, hai să alergăm acum. Nu știu, de la cine asta s-a învățat, cred că de la mine. Să fugim, să fugim, să fugim, să fugim, să fugim, să fugim! Noi suntem o familie foarte sportivă. Mie tot face sport. Dacă am mai găsit un teren de joacă despre care eu nici nu știam. Ui, ce ciufulici, mama! Dacă v-a plăcut video-ul meu, nu uitați să dați un like și un subscribe la canalul meu. V-am pupat pe mâine!